You understand how I say. Modo, prima eliminare, deschide runda, double kill-ul pentru Modo. Foarte aproape aici să prindă încă un jucător, dar Adron se ocupă. Phoenix alături de Xez. Window. Se decide acolo Smack și cu Geohype fac ultimele două eliminări și Smack în adâncimea rampei acolo Adron și cu Modo fac primele eliminări, Modo cu triple kill-ul, iar ultimul rămas în viață era Sez. Sas. Vine, vine full buy-ul pentru cei de la iPlay Window. Aici Geohype cu picul în middle prinde doar pe Vacancy. Vine și Swifter la Guardian acolo alături de coechipierul său Modo. Mai fac ambii cu câte o eliminare. 2 versus 4. Mai pică un om din tabora celor de la One Tap aici, dar Swifter își aduce echipa în avantaj. Double kill-ul până momentul de față, iar Smack face ultima eliminare pe Molotovul Phoenix. Din partea lui Modo la site-ul B, atinge aici pe Sas. Prins Modo cu picul. Salut Dană, te pup. Pică Swift, pică Sas. Vine un flash. Prinde Swifter linia pe Xez și pe Vacancy, iar Geohype încheie runda cu fragul pe. Vine și Astru. Flash-ul din partea cu echipierului său Phoenix. Pică Smack în rampă, eliminat Adron la Sachi. Să vedem dacă este știută poziția aici sau dacă primește Molotovul. Se întâmplă ce? Ratează Molotovul Astrum acolo, iar Adron în continuare la Sachi. Pică Modo. Adron face instant refrag adversar. 2 versus 4 în acest moment, pică și Geohype, iar Swifter ultimul rămas în viață. 1 versus 3. Smoke-ul încet. Nu cred că a fost un meci la acest tot la ora asta, nu pot să cred. Prinț aici, Smack în rampă de către Vacancy, aproape să facă double kill-ul, dar nu se întâmplă acest lucru. În schimb, Phoenix cine are 4 jucători, cred că i-a observat, reușește o singură eliminare. Ulterior eliminat Swifter, dar Modo cu refragul pe Xez, double kill-ul pentru Modo. Mai are încă un jucător, Phoenix, ultimul rămas în viață, are Polarul. Prins-o de Modo, triple kill-ul pentru acesta. Încearcă aici Vacancy să acopere sunetul flash-ului. Pregătește flash-ul pentru Joe, aici este aruncat. Reușește Joe eliminare, vine alături de el și Adron. Ambii fac cât un frag, Swifter pică în variantă. Adron și cu Modo, ultimii doi rămași în viață. 2 versus 3 în momentul de față, Phoenix îl ține la headshot pe Modo, eliminat Adron. Face și Phoenix fragul pe Modo. Prins aici, Vacancy eliminat de Smack cu ajutorul lui Adron și a agățat acolo Astrum până la 28 HP. Geohype reușește o eliminare. Double kill-ul pentru Geo. Ultimii doi rămași în viață, Astrum și cu Phoenix. Bomba este plantată, Phoenix 1 versus 4 în variantă cu Polarul. Se pune pe bombă, Swifter prins și eliminat. E, face nou difuzul de către Adron, dar Geohype quad kill-ul pentru el. Îl elimină pe Phoenix. N-a mișto acel smoke, n-a avut neapărat un point. Prins de Swifter, eliminat Sas. Și deschide runda Swifter. A apăsat prin acel perete Adron. Modo încasează și el hitul. Astrum îl doboară pe Modo prin wallbang-ul, prin acel zid. Modo mai reușește foarte încet. Se face plantul, dar eu face timpul, face picul la timp și le încată ușor ușor de la un jucător, doi jucători, trei. Trade pe trade.
Geo face eliminarea, Vacancy ulterior coboară pe Adron, double kill-ul numit pentru Geo, triple kill-ul per total pentru acesta momentan. Odo, vine și cu eliminare aici, Astro, one shot-ul pe Smack, ar putea să-l prind aici și pe Modo. Se întâmplă acest lucru, recuperează polarul de pe jos. 2 la 2. Astrum nu are bomba în momentul de față. Bomba care este înspre site-ul Bell prinde și pe Swifter, iar Geo 1 versus 1 cu Astrum care este să ca să-l prind aici, dar nu se întâmplă acest lucru. Astrum unezilor. Swifter era de unul singur în site, dar vine eliminările pentru cei de la OneTap. Trei jucătorii eliminați de aceștia, dar Xez. Și știu eliminare. Phoenix, ultimul rămas în viață, 1 versus 2. Are polarul, dar îl prinde într-un final aici pe Adron, îl elimină 1 versus 1 cu Modo. Phoenix vede. Totuși l-au zis, dar Modo reușește fragul. Recuperat din runda anterioară de către Modo. Geo Hype din nou în mid, foarte agresiv aici. Prinde un singur jucător, 3 pe trade. Phoenix pică, dar Xez face ulterior pică dronul în variantă. Iar iPlay Window cu avantajul de un jucător, scuzați, de doi jucători în momentul de față. Modo nu este atent, pică și Smack și bine, rog. Geo alături de Modo în mid, pică Xez. Era suficient, nu înțeleg de ce s-a aruncat al doilea molotov acolo. Smack îl prinde pe Astro, un pică încă un jucător din partea celor de la iPlay Window. 4 versus 3. Un Smack, double kill-ul pentru Smack până momentul de față, iar Phoenix, un ultimul rămas în viață, 1 versus 4. Îl prinde pe Geo Hype în rampă, dar nu reușește mai mult de atâta și vine defuse-ul din partea celor de la OneTap. Molotovul lăsat și nu este absolut niciun jucător, se face intrarea din variantă. Smack prin smoke-ul elimină acolo pe sas, se plantează bomba. Adron în rampă, poate să-l prindă aici și se întâmplă acest lucru, pică Vacancy ulterior, Xez eliminat și el, dar Astrum. Astrum și cu Phoenix reușesc cu o eliminare. Astrum, triple kill-ul pentru acesta. Mult altul prin acel smoke. Dar Astrum este că Xez prins acolo de Modo. Agăț Xez prin acel smoke reușește un double kill. Vine și Phoenix care încheie runda și el cu triple-ul. Pică unul după celălalt aproape. Prins acolo de către Swifter, Adron, vine și el cu eliminare. Smack în continuare în rampă, pică bomba pentru cei de la OneTap. Modo îl prinde pe Vacancy în momentul în care a sărit din acel smoke, iar Xez 1 versus 2 versus Adron și Modo prinde pe Modo, dar Adron face refragul pe aici. Modo și cu Swift rambi cu o eliminare, pică doi jucători din tavora celor. Astro ușa un one way. Practic un zid interesant, îl doboară pe Smack, ulterior și pe Geo Hype, Xez cu fragul pe Swifter, 2 versus 2. Să polarul pe Modo. Prinde un jucător, Xez, să vedem dacă este conștient și poziția lui Sasa. Aici cred că l-a observat, dar nu reușește fragul pe acesta. Sasa prinde aici pe Adron. Bă, în seara asta a intrat unul la mine pe cea și mă spama cu saluturi în continuu. Geo Hype eliminat. E curcat aici pe site, prinde un jucător, Adron face și el o eliminare. Double kill-ul pentru Smack în Modo. Astrum cu două eliminări, Smack și cu Adron erau foarte secați.
Te retrage destul de mult acolo. Îl prinde Astrum aici pe Swifter. Face fake-ul. Nu dacă este auzit modul în variantă. Știut. Prins de către modul, eliminat 13 la 10, 3 runde. Pentru echipa din Polonia, sunt conștienți de faptul că dacă se pierde această rundă, o să fie destul de nașpa pentru ei. Smack aici cu două eliminări. Triple kill-ul pentru Smack. Vacanzi și cu Sas, ultimii doi rămași în viață. Sas, Eka la 18 HP. 3 vs 2. Prins de Swifter, Sas, iar Vacanzi cu ultimii rămas în viață. Eliminat de Smack, 3 quad kill-ul per total pentru... Iar One Tap se îndreaptă fix unde... Este boost-ul celor de la... De la Apple Window 5 în 4-1 S-uri pentru aceștia. Sas. Doar pe Geo High 4 în ulterior eliminarea pe Sas. Astru un frag prin acel smoke. Îl elimina pe Vacanzi la site-ul B, dar vine rotația. Pică Swifter traduit de Phoenix. Flash-ul pe deasupra din partea lui Astrum. Hadron, ultimul rămas în viață. Îl prinde pe Astrum. Foarte aproape să facă și fragul Tex. HP lăsat acesta. Eliminat ulterior. Mică și GeoHype a apăsat acolo modo prin acel perete. Vacanzi în spatele lor. Modo observată bomba de Sas. Hadron și cu Swifter ultimii doi eliminați din partea de grăbește aici către site-ul pe Vacanzi să facă picul. Îl prinde pe Swifter. Efectul flash-ului și prin smoke eliminat. Posibil că acest match după cum a început sau această rundă să se ducă. Acest lucru îl observă Geo. Prins, eliminat modo, face trade-ul, dar vine Phoenix acolo alături de... cu echipierul său repus. Hadron ultimul eliminat, 15 la 15. Let's go. Bă, Phoenix îl atinge pe Smack prin acel perete și cred că a plecat Sens din spate, ping de 3 jucători. Quad kill-ul pentru Xenzi. Modo și atins puțin de către Astrum. Smack, doar o eliminare pentru acesta. Își aduce echipa în avantaj, dar nu pentru foarte, foarte mult timp. 3 vs 3 în momentul de față. Prins aici la Sage de către Swifter. Panic Swifter cu double kill-ul. Îl prinde ulterior și pe Sas sub efectul flash-ului. Iar Vacanzi cu un A1S la dispoziție. Observ la headshot. Aruncă acum drumul. Se vede că îl prinde. Se întâmplă acest lucru. Astrum în rampă aici. Ar putea să-l observe pe Smack. Se întâmplă acest lucru. Le elimină. Pic între fragărul celor de la One Tap. GeoHype aici în mid. Aruncă un smoke observat de către Sas, care pe A1S sau un double upset. Mai diferit băieții ăștia. Hadron deschide site-ul pe aici pentru cei de la One Tap. Mai are încă un jucător de eliminat. Sas pică și el, dar reușește să-l doboare acolo pe Swifter. Phoenix la 1 HP în momentul de față. Modo are un jucător la server, prinde pe Astrum. 1 vs 2, Modo vs Xez și vs destul de mare. Se urcă aici, îl prinde pe Modo în momentul în care planta și în spate. Nu fac picul absolut deloc. Cadron cu un smoke pentru rampă. Vine ulterior și flash-ul, cred că pentru că aici se zmi dacă nu se întâmplă acest lucru. Modo, no scope-ul pe acesta. Să mec cu Hadron, fac ambii câte eliminare. Modo, double kill pentru acesta. Ultimul rămas în viață, Phoenix. Phoenix eliminat de către Hadron.
cu un lurker din site-ul B și se face intrarea din rampă de către toți cei patru jucători. Vin fragurile pentru cei de la One Tap, Adron cu Smack, ambii cu câte două eliminări aici și pică unul câte unul jucătorii de la Hyper Window, echipei poloneze, iar Sas, ultimul rămas în viață, încearcă acolo un fake flash cu pistolul, Geohype încheie runda 18 la 17, au asigurat. Modo cu Polarul în rampă are 3 jucători, să vedem ce se întâmplă, prinde Modo pe un jucător, pică Vacancy, cred că a observat și bomba acolo, vine și Adron, Phoenix plantează bomba, se bagă Adron Taliban style prin acel smoke cu flash. Un puș de genul 3 vs 3 minutul de față, pică Geo și cu Swifter, Phoenix le elimină cu Modo, ultimul rămas în viață a fost Smack, eliminat și el de către Sas. Un jucător, vorba de Astrum, face Adron până în rampă, nu cred că o să vadă niciun jucător și o să dea call-ul că sunt toți absolut înspre site-ul B, reușește o singură eliminare, Swifter vine și Smack cu un frag aici la B. Geo? Nu știu ce s-a întâmplat... Nu cred că l-a observat în momentul în care a trecut cu Polarul acolo Phoenix. Adron, ultimul rămas în viață alături de pică Moto 1 vs 1. Adron cu Phoenix, se vedea că se așteaptă. Îl prinde Adron pe Phoenix, îl elimină, 19 la 18, prima rundă. Adron destul de agresiv aici în rampă, reușește să elimine un jucător, pică Vacancy și aduce jucători din partea celor de la One Tap. Site-ul a prins aici Astrum de către Smack. Bustat acolo în mid, încearcă un jump, face picul, prins de Modo, eliminat, ultimii doi Sas și trebuie să... Vedem, vine flash-ul pe deasupra, prins de Geohype, eliminat 20 la 18, mi se pare un atins din nou, se capă la 15 HP Adron aici, Modo, pică sniperul celor de la One Tap, recuperează Adron Polarul, dar nu-l ține pentru foarte mult timp, Smack din variantă reușește, double kill Smack, aproape de triple kill, dar seacă pe Sas până la 42 HP, iar Swifter 1 versus 3. Vine din rampă, tiptil, să vedem dacă o să se de către Sas. Nu reușește Sas fragul, Swifter 1 versus 2. Vacancy are 15 HP, dar cumva îl prinde acolo pe Swifter, elimină 20 la 19, nu scor chiar așa nasă. Și cumpără și el Polarul la site-ul BM, mai mult ca sigur, face picul în rampă, prins de către Modo, dar primește colateral din partea jucătorii. Au avantaj din punct de vedere al armelor aici, nu pușează rampa, nu cred că se aștepta la poziția lui Xez atât de avansată în rampă, recuperează Adron bomba și îl are pe Xez acolo care pușează în continuare. Prins, eliminat, observă bomba care este posibil să își fi dat seama. Backside Sas, îl are pe Geo, mai are încă 3 jucători în fața lui, efectul flash-ului, îl doboară acolo și pe Swift, triple kill-ul pentru acesta, Modo, ultimul rămas în viață. Phoenix din nou agresiv în rampă, aici îl prinde pe Smack, dar Modo... cu Geohype reușesc ambii cu o eliminare și Modo îl prinde pe Phoenix în variantă, iar aici Astrum încearcă picul în rampă să-și aducă echipa din nou în într-o egalitate numerică, îl prinde pe Geo, Vacancy aici de unul singur până ajunge cu echiperul său, dar apasă prin acel smoke, îi prinde pe ambii jucători, pică și Swift. Astrum vine și el să-și ajute cu echipirea aici. Adron pică, dar reușește să planteze bomba, un double boost acolo, dar Modo cu Smack, ambii cu eliminare, Modo, 2 vs 2 cu Swifter. Astrum la server aici, face picul în partea dreaptă, observă țeava VB-ului de la Modo. Dar era pe poziție, Modo îl prinde, iar Phoenix, 1 vs 2, multe față vs Modo și Swifter. Picul în partea dreaptă, ulterior vine în partea stângă, îl prinde Modo, îl elimină 21 la 21. Overtime-ul. Smack cu Adron, primele eliminări, Swifter face și el fragul, iar ultimul rămas în viață, Vacancy la site-ul B. A reușit două eliminări și salvează probabil acel să treacă peste și
mec disruptiv în acel smoke prins la Sanchi aici de către Astrum. Trebuie să-i pe unde au reușit să câștige și runda anterioară. Aici Sas eliminat, Swifter face fragul și pe cu echiperul său eliminat, Swifter Geohype și el cu eliminare Phoenix, double kill pentru acesta pus la bun de către Modo, se fac trade-urile, iar Modo rămâne într-o situație din nou de 1 vs 2, are 2 jucători care vin din rampă, 17 HP pentru Polarul. Echipii Manta reușește o singură eliminare pe Astrum. Un avantaj. Observat, eliminat, double kill pentru Xez, Astrum, triple kill ulterior pentru Xez, mai prinde un jucător, ultimul rămas în viață fusese Geohype, eliminat 23-22, iar Cumpularul la Sage. Swifter îl prinde la site-ul B pe Astrum, care a fost boostat de către cu echipierul său. Hype aici? Phoenix îl prinde pe drum, urcat pe site acolo Sas, vine Smek cu o eliminare, apasă prin acel smoke, îl prinde pe Xez, se cad până la 8 HP, Swifter și el cu încă o eliminare, Geohype, desigur, ultimul rămas în viață, Phoenix eliminat. Idul de la Smek, poate prinde acolo ceva? Nu se întâmplă, eliminat la site-ul B de către Sas, Swifter, vine Geo să încerce aici să facă fragul care se întâmplă pe Sas și resta să vei cu variantă, îl prinde aici pe vacanții, dar face Xez refragul, pe el se plantează bomba, Adron, o doboră sniperul celor de la iPlayWindow, ceva de genul. Prins Geohype, eliminat Xez, Adron face fragul, iar Modo 1 versus, dar nu face picul Xez, iar în cele din urmă îl doboară pe Modo aici. Kuzmec în rampă, prinde 2 jucători, trade-uit ulterior de către Phoenix, dar căi rup scaun să moară frații mei. M-am și speriat. Astrum doboară pe Adron. Modo cu polarul din variantă. Dan trece smoke-ul acum, ar putea să prindă un jucător. Se întâmplă acest lucru, doboară pe Astrum. 3 versus 2 multifață, Sashi cu Phoenix. Pică Phoenix acolo, sniperul celor de la iPlayWindow. Iar Swifter încheie runda cu fragul. Jucase Sez pe partea de CT, destul de agresiv acolo. Adron apasă acel smoke în rampă, îl prinde pe Astrum, dar ulterior smack se ca la 12 HP. Nu prea este bine, vine și Modo cu polarul, ar putea să-l prindă, se întâmplă acest lucru, pică vacancy. Iar cei de la One Tap au un avantaj. Pare foarte, foarte rău. Adron din variantă, aici face pigul, îl doboară pe Xez, observă și bomba rampă. Dar Phoenix, nou scop. Phoenix, un nou scope pe Smek, ultimul rămas în viață, în partea stângă, prins de către Swifter, eliminat. Iar prima rundă vine pentru cei de la partea celor de la iPlayWindow. Prins în mid, Xez de către Geohype, recuperează bomba din tunel. Ce văd în stânga, sus se face boost acolo de către Sas pentru Phoenix. Dar un singur frag, trade-ul de către Astrum ulterior pentru site-ul ăla din partea celor de la iPlayWindow. Observat, Smek eliminat, pică ulterior și Adron. Iar Geohype cu Modo, ultimii doi rămași și viață, observat cu Modo, pus la pământ, Modo reușește și îl eliminat, iar Geo și cu Modo 2 versus 1 dintr-o rundă, într-o situație 3 versus 2. Modo cu Geo reușesc să... Phoenix primește boost-ul de la coechiperul său Sas, cred că observat acolo Swifter, prins. Iar site-ul B teoretic nu intră momentan. Xez în mid, îl prinde pe Adron. Window Geo pușând B-ul prins de Sas. Modo și Kuzmec, ultimii doi rămași în viață, 2 versus 5, să vedem ce o să reușească să facă acești doi jucători de la One Tap. Sub efectul flash-ului aici, Modo din partea lui Astrum eliminat. Iar vacanții în site-ul la Kuzmec
prins și el, eliminat 26-25. Pe site-ul ăsta, spre site-ul B, încearcă un split aici Swifter. Reușește eliminarea pe SAS. Aici ulterior Smack face fragul pe vacanții 3 versus 3. Smack și cu Swifter, ultimii doi rămași în viață, au bomba, cei de la iPlay Window în mid. Smack, ultimul rămas în viață, eliminat de către Phoenix. Mă, ce se întâmplă cu meciul ăsta? Nu pot să-mi dau seama. Modo prins în rampă, face Astro un picul și se bagă aici după Xez în variantă mare, cu jucător de eliminat în rampă, vine Adron și îl ajută. Vacanții cu Pierix, ultimul tăi rămas în viață, prin Swifter. După urât Smack și în variantă Adron reușește și el o eliminare. Îl prinde pe Xez prin acel zbuc în ulterior. Full blind sub efectul smoke-ului. Flash-uri alături, două flash-uri de alături de Molotov aici. Iar one tap în momentul de față arată că pot încheia și această rundă. Sunt 3 versus 3. Phoenix se cad la 12 HP, SAS, face săritura acolo și elimină un jucător, Modo și cu Adron. Adron, ultimul rămas în viață, 1 versus 1, îl prinde Adron și le elimină pe Phoenix și până încheie meciul.